De ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, postul de la televiziunea Agro TV Moldova a organizat o ediție de sărbătoare transmisă în direct pe tot parcursul zilei. Invitați speciali, subiecte actuale și emisiuni consacrate celor care se dedică trup și suflet acestei profesii. Colegii din Basarabia ne-au trimis un material special pentru frații din România, frați într-o limbă, obiceiuri și agricultura. Eu personal apreciez situația în complexul agroindustrial una satisfăcătoare. Ultimii ani au demonstrat că agricultorii au o mai mare dorință de a investi în agricultură și totodată s-au obținut rezultate mai bune. Loc întotdeauna de mai bine există, dar anul acesta cifrele obținute ne arată că acțiunile noastre comune, cât a Ministerului, a Parlamentului, a Guvernului în general, dar în primul rând a agricultorilor, investițiile în tehnologie, investițiile în cunoștințe, investițiile în tot ce este mai nou și mai performant în domeniul acesta, aduc deja rezultate, necătând la unele probleme, desigur, de ordin climateric, în primul rând, dar cifrele obținute per total global în Republica Moldova în domeniul agricol arată foarte bine. Avem creșteri pe linie în toate domeniile, ceea ce arată că eforturile, în primul rând, agricultorilor au dus roade foarte frumoase. Cu un mesaj special de felicitare a venit și ministrul Vasile Bâtca. Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare este un prilej pentru a aduce un omagiu tuturor celor ce prin munca sa ne asigură pâinea cea de toate zilele și este o ocazie deosebită de a reitera rezultatele anului agricol 2016-2017. Aveți susținerea totală a Guvernului Republicii Moldova pentru a iniția noi proiecte, pentru a implementa tehnologii avansate și inovative. Prin subvenționare susținem toți agricultorii, dar în special tinerii și femeile, cărora nu le este frică să investească în agricultură. Producătorii agricoli care au participat la ediția specială au vorbit despre roadele obținute în acest an. Totodată ne-au spus cât de mândri sunt de ceea ce fac și cât de importantă este această activitate pentru ei.